O mulțime de morminte din cimitirul Sfântul Lazar din capital au fost profanate noaptea trecută. Făptașii au scos 10 de cruci și coroane, le-au aranjat pe alee și le-au dat foc. Angajații cimitirului nu au observat flăcările, iar urmările au fost descoperite abia dimineață de gropari când au venit la muncă. Poliția nu poate da de urmele celor care au dat foc coroanelor, dar spune că gestul lor ar putea face dintr-un ritual. Zeci de morminte au fost vandalizate în această noapte la cimitirul Sfântul Lazar din capitală. Crucile de lemn și coroanele au fost scoase, iar pe morminte au trecut cu picioarele. Doar acest buchețel și lumânările stinse amintesc că aici a fost înmormântat cineva. Gestul sfidător a fost observat azi dimineață de gropari care au venit la muncă. Aceștia spun că au rămas șocați de cele văzute. Bărbatul din imagini, care lucrează de 20 de ani în gropar, spune că n-a mai văzut niciodată așa ceva. La orele 8 eram aici. Și deja ați văzut? Era astăzi. Adică, neastră sau ceilalți colegi ați fost cei care ați anunțat? Dar puteți că eram aici, erau mai mulți băieți în brigade. Și am anunțat, am sunat la necealnici, venit necealnici. 20 de cruci din lemn și peste 70 de coroane de flori au fost incendiate pe aleea centrală din cimitir. Coroanele și crucile de lemn au fost aduse toate pe aleea centrală unde li s-a dat foc. Aici mai pot fi observate încă urmele focului ce s-a întins pe o suprafață de mai bine de 30 de metri. Oamenii pe care i-am întâlnit astăzi la cimitir spun că doar cineva fără suflet ar fi putut face un asemenea gest. Florile, coroana au luat-o, cred că i-au dat foc. Dar așa ne-a păzit Dumnezeu, iată alăturea vecinii au pătimit, cred că le-au ars cu crucea de lemn. Ceva neumenesc, ceva ieșit din comun, care nu știu de cine ar fi putut să facă, niște oameni care fără suflet, fără inimă. Нет, такого еще не было, это что-то... Очень больное воображение должно быть у человека, чтобы это сотворить. Unii oameni cred că administrația cimitirului ar trebui să ia mai multe măsuri pentru a preveni astfel de incidente. Paza nu trebuie numai la intrare. Aici e capătul, aici poate să vină și din partea aceea și gard nu-i și nimica nu-i. Și ar fi trebuit măcar paznicii să facă câte un control noaptea. Portarul care era astăzi la intrare ne-a spus că nu era el la muncă atunci când s-a întâmplat incidentul. Chiar și așa, el spune că nici colegii lui n-au auzit nimic suspect. Dar de ce nici o subire? Dar colegii dumneavoastră v-au spus, au văzut ceva, au auzit ceva? Nu. Contactată de TV8, directoarea întreprinderei municipale Combinatul Servicii Funerare, în gestiunea căruia se află cimitirul Sfântul Lazar, ne-a declarat că la cimitir nu sunt paznici, doar câțiva portari care n-au văzut nimic suspect. Însă nu este prima dată când se întâmplă așa ceva la cimitir. Cu vreo 7-8 ani în urmă, când era cimitirul evreiesc, am mai avut o astfel de situație. Și atunci a fost calificat ca un ritual religios mai puțin înțeles pentru noi. Acum, în genere, astfel de situație nu am mai avut. Poliția locală a fost sesizată și a început o anchetă pentru a afla cine se face vinovat de profanarea mormintelor. Într-o postare pe rețelele sociale, oamenii legii au anunțat că ar fi vorba de acțiuni specifice unor ritualuri, însă ofițerii de presă n-au putut să ne spună despre ce mai exact este vorba. Apreciezi munca noastră? Susține-ne cu o donație. Scanează QR code.